mai soră basarabă, tu cea mai sfântă dintre toate, zadarnic mama te întreabă dacă trăiești în libertate. Am avut plăcerea deosebită și satisfacția extraordinară că am reușit să aducem, aici pe meleaguri oneștene musafiri dragi nouă sufletului nostru din Basarabia. Nu sunt orice fel de musafiri, sunt foști deportați și urmași ai deportaților din Siberia, care acum la vârsta senectuții au putut să vină să-și vadă patria mamă. Unii dintre ei nici n-au fost niciodată și nici nu cunoșteau prea mult de amănunt. Noi am adus azi aici și mulțumim cu această ocazie tuturor celor care și-au adus contribuția la desfășoarea deosebită acestui eveniment, care sper să fie pentru dumnealor o mulțumire, măcar atât din partea poporului român. Noi le suntem datori cu neuitarea și cu veșnic respect, pentru că ei sunt martirii neamului românesc. Ei sunt cei care au fost cei mai sacrificați din neamul nostru, victime a regimului criminal stalinist, care au distrus aproape 100 de milioane de oameni, printre care și acești oameni care îi vedeți azi aici, cu vieți distrute și furate. Pentru noi, românii, poate în momentul când trecem Prutul, ne prind așa amiți fiori. Este bine dacă sunteți și vă întâlneți cu români, să le spuneți ce fiori îi trec când trec Nistru mai încolo. Pentru că eu constat de multe ori că unii încă se uită spre Est, cu toate că menirea noastră, și nu numai noastră, și a dumneavoastră este în Europa și trebuie să stăm cu fața spre Vest. Această ceață care probabil ați parcurs-o, acum s-a ridicat. Nu trebuie, cred că, să mai apară niciodată pe aceste meleaguri. Nu cred că copiii, nepoții, nu trebuie să facem totul să nu se mai lovească de asemenea, să zicem, evenimente. Să le dăm uitări. Să ne comportăm cu cei de dincolo de Nistru, poate ca prieteni, cum și noi, să ne comportăm. Dar totodată să nu mai lăsăm pentru niciodată să se mai repete evenimentele care au fost. Au fost evenimente care noi citim, să știți că prea multe lucruri nu sunt. Vreau să vă mărturisesc că eu sunt născut chiar pe malul Prutului. Abia când eram în clasa 7-a, m-am dus la pe malul Prutului și am ascultat muzică populară românească dincolo. Și atunci mi s-a spus, dar știi, pe dincolo sunt tot români. Deci până acolo se mergea înainte în a despărți. Eu vreau să și felicit pe cei care au organizat acest eveniment. Pe cei care țin flacăra deschisă și sper ca nu viitorul de mult, un viitor cât mai apropiat să fie și pentru noi un viitor care să-l trăim împreună. Eu vă mulțumesc că mi-ați oferit prilejul să mă adresez dumneavoastră și să știți că pe mine mă veți avea tot timpul, înainte de toate, de prieteni. Dacă vorbim de refugiați, între acei refugiați au fost apoi și deportați. Vă veți întreba, în România, da. În România, anilor stalinismului, și știți foarte bine ce a însemnat stalinismul, dumneavoastră l-ați cunoscut mult mai dur decât l-am cunoscut noi cei de lingoace de fel. Și oameni care au reușit să treacă peste toate greutățile și să reziste. Au plecat în 1944, în primăvara 1944, care au putut să plece cu ce aveau pe ei și ce puteau să pună într-o căruță una, două familii. Cu copii, cu bătrâni, știți foarte bine cum s-a întâmplat. Aici au fost primiți, găzduiți
de fraților. Au fost organizate centre de primire pe județele de plecare din Basarabia, din nordul Bucovinei. Au fost primiți în aceste centre de primire, după care distribuiți. În 1944, ca să vorbim de județul Bacău, au fost centre de primire două la Bacău, unul la Târgu Ocna și unul la Onești, aici, în Onești. Pe acea vreme, fiind Oneștiu un sat, reședință de comun. Au primit, așa cum spuneam, găzduire. Unii au primit locuri de muncă. Au fost ajutați cu haine, cu alimente, cu tot ceea ce le era necesar, dar cel mai de preț au primit sufletul celor care i-au așteptat, i-au întâmpinat. În această zonă a Oneștiului au fost, pentru că am dat la doi mulțumesc părinți, în această zonă au fost, în Onești, la centru de primire Onești, au fost 18 preoți care s-au refugiat din județele Bălți și Soroca. Unul dintre acești preoți, întâmplarea face, a fost primit în casa bunicilor mei, dinspre mine. Și i s-a dat, mă rog, posibilitatea să slujească la biserica din sat, iar ultimul copil botezat de Sfinția sa a fost sora mea, după care acesta s-a sfârșit, a trecut la cele sfinte. Am în mână, am venit, mă rog, cu o carte și e nu întâmplător. Este revista noastră, articolul doamna viitoare a Bibliocit, pe ce o cunoaște, al 7-lea număr al revistei Arhivelor Naționale din Bacău, pe care l-am lansat în urmă cu două săptămâni, la sesiunea noastră anuală. Și venind aici, am zis să iau un număr. De ce? Pentru că în acest număr prezint câteva aspecte din viața unui refugiat și apoi deportat. Întâmplător este fotografia pe această copertă a patru. Este un fost coleg al meu, director, a fost director al arhivelor din Focșani și arhivist acolo vreme de 30 ceva de ani. Familia lui s-a refugiat în 1944, inițial în Iași, unde un frate de-al tatălui său locuia. Doi frați au rămas în Basarabia. De fapt, nu în Basarabia, ei erau din județul Cotin, din Șebutinți, dar după ultimatum, Cotinul, știți, a trecut la Bucovina, deci la Ucraina, așa, o altă nedreptate făcută basarabenilor și basarabiei. Ceilalți doi frați ai tatălui său, care n-au apucat să se refugieze și au găsit sfârșitul în Siberia. Familia, după o primă ședere la Iași, a fost repartizată la Tomnatic, în județul Timiș, undeva lângă Timișoara. Iar în 1953, dat fiind faptul că tatăl fostului meu coleg a fost o perioadă inspector prefectural de Cotin și membru al Partidului Național Creștin, deci avea un spate politic de altă culoare în roșie. Deci, familia care stătuse câțiva ani la Tomnat a fost deportată în Bărăgan. Urcați în trenuri, debarcați acolo, în câmp liber, fără posibilitatea de a avea un acoperiș. Și au construit la început niște bordeie
Iar pentru a-și câștiga existența, acest Alexandru Tenciuc a început să lucreze de la 11 ani semnat statul de plată la IAS-ul din zonă. Este un destin. Am vrut să vorbesc despre el pentru că mi-a fost unul din cei mai buni prieteni și în același timp se potrivește în foarte bună măsură cu destinele dumneavoastră, ale înaintașilor dumneavoastră. Nu ne rămâne decât să omagiem pe cei care au trecut prin ce a însemnat, prin ceea ce a însemnat stalinismul. Stalinism care nu s-a terminat cu moartea lui Stalin. În unele locuri sau în multe chestiuni poate să mai mențin și astăzi. Și în același timp să știți că dumneavoastră, cei de dincolo de Cluj, ați venit tot la dumneavoastră acasă. Și poate va veni odată ceasul când vom putea să parafrazăm pe Alexandrii și să spunem haideți la punct cu grăbire să-l sorbim dintr-o sorbire. Să fim iarăși vă doresc mai bine. Am ajuns astăzi să pășim pragul casei părintești. Și doresc ca în viitor eu personal și toți oamenii noștri să ne unim în patria mamă. Și acum, pentru gospodăria aceasta frumoasă și bogată, dați-mi voi să fac un mic cadou de la deportației noștri, doamnei conducătoare acestei biblioteci. Vă mulțumesc frumos! Patria mea mamă, ecou de peste prut, cu lacrimi în aframă, e o mână țărut. Ești dezmembrat în două și aruncat în vânt de huntele barbare ce ne-au dorit mormânt. Ei ne-au distrus credința și dragostea între frați, ei au ucis virtutea ce vine din Carpați. Azi limba strămoșească e ură între noi, ei ne-au distrus unirea, ei ne-au distrus limba și dragostea și ne-au prefăcut în gunoi. Dar va sosi momentul când noi ne vom trezi cu lacrimi, cu alungând barbarii, cu țara ne unim. Am altă poezie care aici e redactată și dacă nu e cu ochelare, că nu vreau de ce te-i. Răspunsul ocupanților. Da, noi nu îi rumim ocupanți pe cei care ne-au ocupat, ne-au distrus familii, ne-au distrus viitorul nostru și până acum noi suportăm aceleași suferințe în Basarabia. Ocupanți cu ceafa groasă și cu ochii bulbucați, trebițați prin lumea toată că am fost eliberați. Două secole într-una ne-ați mințit, fiind furați, trâmbițați prin lumea toată că am fost eliberați. Milioanele de oameni, prin gulaguri împușcați, trâmbițați prin lumea toată că am fost eliberați. Încărcați ca pe animale, duși la muncă, deportați, trâmbițați prin lumea toată că am fost eliberați. Astăzi, tinerii din țară, vin la voi, fiind argați, trâmbițați prin lumea toată, că am fost eliberați. Voi ne ignorați și limba, făcând ură între frați, trâmbițând prin lumea toată, că am fost eliberați. Am o singură dorință, voi să nu veți mai trâmbițați și să aveți aceeași soartă ca și noi eliberați. Gata? Da.